Această conferință de presă am organizat-o în special pentru acțiunile care au fost demarate de către domnișoara Ștefania de la centru, pe care noi le-am preluat cu toată hotărârea, le punem în practică și încercăm să dezvoltăm în rândul tinerilor și a femeilor din Giurgiu câteva proiecte. Pentru aceasta o să-i dau cuvântul domnișoarei Ștefania să vă povestească un pic despre ce e vorba. Mulțumesc, domnul președinte. Permiteți-mi înainte de toate să mulțumesc domnului președinte Nicu Ștefan și domnului președinte al Organizației Municipale Cătălin Lucu pentru sprijinul acordat în mobilizarea femeilor din UNEPR și nu numai. Sunt reprezentant al Universității Spirul Haiț și implementăm un proiect cofinanțat din Fondul Social European prin proiectul operațional pentru dezvoltarea resurselor umane. Proiectul constă în pregătirea profesională a femeilor în domeniul competențelor antreprenoriale. În acest moment se desfășoară la Giurgiu trei cursuri la care participă 86 de femei, adunate cu sprijinul și în colaborare cu colegii de la Organizația UNEPR, femei care vor beneficia la finalul acestui curs de certificate autorizate de Ministerul Muncii și Ministerul Educației. Acest curs este prevăzut în proiect, este gratuit, femeile beneficiază și de subvenții. După finalizarea acestei etape, aceste 86 de femei din Giurgiu vor intra într-un concurs pentru selecția celui mai bun plan de afaceri. Și pe parcursul celor 3 ani de zile cât durează implementarea acestui proiect, vom înființa în Giurgiu, în județul Giurgiu, 50 de firme. Ne dorim foarte mult ca prin acest proiect să formăm tinere femei în domeniul antreprenoriatului, femei care să-și înființeze un business și pe care să poată să-l gestioneze și să-l ducă mai departe. Trebuie să mai subliniez că în cadrul proiectului asigurăm contabilitate și asistență juridică timp de 6 luni pentru sustenabilitatea afacerii. Am apelat la colegii din Organizația UNEPR Giurgiu pentru că este extrem de important ca femeile noastre să beneficieze de aceste cursuri. Sunt cursuri gratuite, sunt cursuri finanțate din fonduri europene și m-am bucurat foarte mult de răspunsul prompt pe care l-am primit din partea acestei organizații. Vă mărturisesc sincer că aici am adunat cel mai mare număr de femei. Și după prima zi de curs, reacțiile sunt pozitive, ceea ce este îmbucurător. Deci, cel mai probabil, undeva în mai 2013, vom avea 50 de firme înființate de femeile din UNEPR care vor și funcționa. Vă felicit!